Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am găsit la Tomis TV. Astăzi vom discuta despre haosul imobiliar din Constanța, despre ce se întâmplă, ce se va întâmpla de acum înainte și cum s-a ajuns aici. Avem și câteva exemple. O să începem cu o fotografie care mi se pare reprezentativă pentru ce înseamnă segmentul imobiliar din Constanța. O vedeți imediat pe ecran. În imagine aveți așa, este undeva în zona Sovejea, de pe strada Sovejea se face dreapta. Aveți un bloc construit, un bloc în care locuiesc oamenii, probabil că prin 80 și ceva, 90, la stradă, e pe Sovejea. În spatele lui aveți un bloc aflat în construcție, o ruină, este așa de ani de zile, lipit de blocul în care locuiește lumea. În spatele blocului, în ruină, surpriză, se mai construiește un bloc. Cam așa stau lucrurile în Constanța, se construiește fără cap și fără să avem grijă de cei care locuiesc acum în blocurile acestea pe care le vedeți. Bun, spuneam că vă prezint mai multe exemple astăzi, înainte însă de exemple, un lucru extrem de important. Acum 3 ani și ceva, la alegerile locale, actualul primar ne-a promis că unul dintre obiectivele sale principale este realizarea planului urbanistic general. Un plan urbanistic general care nu s-a mai schimbat în Constanța din 1999. Din cauza acestui fapt, s-a construit, așa cum vedeți în oraș, haotic. De ce? Oamenii, pe bună dreptate, voiau să ridice un bloc, o casă în zonele noi, care nu erau cuprinse în niciun plan. Zone noi precum Compozitorilor, precum Veterani și așa mai departe, Palazul Mare, care s-a dezvoltat foarte mult. Cum puteau face asta în lipsa unui plan urbanistic general? Prin planuri urbanistice zonale. Mai mult de 3.000 de planuri urbanistice zonale au fost adoptate în municipiul Constanța și pe baza lor au apărut adevărate monstruozități în multe cazuri. Primarul actual ne-a promis că una dintre prioritățile sale este realizarea unui nou PUG. Un nou PUG care să stabilească foarte clar ce ai voie să construiești, unde ai voie să construiești. Vă vine să credeți, surpriză sau nu, PUG-ul nu este gata și nu va fi nici în anul acesta. S-a semnat un nou termen, există o derogare, un nou termen. Trebuie să fie gata documentele până în 2026. Primarul ne promite că acest lucru, că noul PUC va fi gata în 2025. Repet, face parte din promisiunile domnului Virgil Chițac, promisiuni pentru 4 ani, profilaxie pe 4 ani, așa se numește capitolul din programul său electoral. Vă citez, planul urbanistic general este scheletul viziunii de dezvoltare. În PUC vom rezerva terenul pentru proiectele majore, de exemplu terenul aferent viitorului parc industrial Angel Saligny. Ați mai auzit ceva? Vom propune o tramă stradală care să direcționeze dezvoltarea orașului. Ați văzut tramă stradală care să direcționeze dezvoltarea orașului? Se circulă cumva mai bine decât acum 3 ani? Vom identifica zonele de teren construibile, vom prezenta zonele protejate, de exemplu parcuri, păduri, zone istorice, spații verzi, și vom propune un regim de înălțime. Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat. Haideți să vedem însă ce s-a întâmplat. Bun, recent a avut loc un scandal mare în Palazul Mare, zonă, cartier din Constanța, unde locuiește și viceprimarul. Ionuț Rosu știe bine problemele de acolo, un scandal care a ajuns și în presa națională, inclusiv la ProTV, la televiziunile centrale. O firmă s-a apucat de construit, a săpat o groapă, dar a săpat-o până când a dat de fundația blocului vecin. Bloc pe care îl construise, din câte înțeleg, aceeași firmă. Se practică în România, în general, nu numai în Constanța, acest lucru. Construiești un bloc, cumpăr terenul de lângă, și ca să poți să construiești lângă blocul pe care l-ai construit, trebuie să-ți dai tu ție acceptul.
evident că ți-l dai, vinzi primul bloc, oamenii nu știu ce se va întâmpla pe terenuri de lângă, iar pe terenuri de lângă apare, iată, un alt bloc. A trebuit să apară acolo un bloc de pe plus 3 etaje. În realitate, în planurile care sunt prezentate, în pozele care sunt prezentate la locul construcției, este un bloc de 4 etaje, pentru că cel mai probabil investitorul va spune că dorește supraetajarea cu 20% și aceste lucruri, în majoritatea cazurilor, se acceptă. Oamenii care trăiesc în blocurile de lângă această groapă spun că au simțit așa un fel de cutremur într-o după-amiază, s-au speriat, a fost o alunecare de teren, chiar lângă blocuri, acolo unde au o parcare. Spre norocul lor, nu s-a surpat foarte tare terenul, nu au picat mașinile în groapă, spre nenorocul lor, pereții au început să crape, să se fisureze. Blocul are autorizație din 2023, dar revenim la bloc, haideți să vedem niște imagini care au fost filmate chiar de către cei de acolo. Cătălin, al doilea insert, blocul Palazul Mare. Dacă vă vede ITM-ul acum... Dar diriginte de șantier, cine e aici? Domnul de pe gard, acolo. Nu trebuie să fie prezent aici un diriginte de șantier, manager de proiect, care trebuie să fie nelipsit? SSM-ul acum ar trebui să vină. Sincer, nu are nimeni dintre voi cască, unii ci veste reflectorizante, unde le aveți? Nu sunt manager de proiect. Cu ce vă protejați? Vă întreb și eu. Protecția muncii? Cred ce spune? Cred că o să dormim și noi cu ele în cap, în caz de ceva. O să dormim la ușă, să fugim repede. Eu lucrez în domeniu. Da. Păi da, eu vă întreb, sincer. Nu vreau 11 metri, frate. Chemați-vă un șef. Cine e aici? Cine e aici? Păi și unde dormim? Ce facem toți? Ce... Dar cum o să poată ei să țină tutorul ăla? Are 50 de kilograme, ei n-au mănuși, n-au cască, n-au absolut nimic. Asta e ultima problemă! Ați văzut în partea stânga imaginii prăbușirea terenului, acolo era parcarea, acolo erau mașinile, din fericire nu a fost nimeni rănit, din fericire nu se juca niciun copil prin zonă. Toată lumea este teafără, s-ar putea să-și pierdă casele sau să nu mai poată locui, oamenii de acolo sunt speriați. ISC-ul a declarat pentru ProTV că nu vede absolut nicio problemă acolo, e cum să vadă că până acum n-a văzut multe din problemele din oraș. Se întâmplă, vă spuneam, în Palazul Mare cu autorizație dată undeva în 2022, în 2023, dacă nu mă înșel. Haideți să bifăm un punct important din acești ultimi ani de zile referitor la Palazul Mare. În 2021 s-a propus de către USR, dacă nu mă înșel, și consilierii municipali au votat suspendarea puzului în Palazul Mare. Oamenii de acolo sunt revoltați, au creat vreo două grupuri pe WhatsApp în care discută intens, grupuri care se numesc așa, fără blocuri între case. Ironia face acum ca ei să-și dorească să modifice titlul grupurilor să se numească așa, fără blocuri între blocuri, pentru că a ajuns ceva inimaginabil ce se întâmplă acolo. Bun, s-a propus suspendarea puzului. Ce credeți că s-a întâmplat? Consilierii municipali de la PSD și de la PNL au votat împotrivă. Nu au fost de acord cu suspendarea puzului. Au avut niște explicații, certe că n-au votat. Presiunea investitorilor a continuat, presiunea locuitorilor din Palazul Mare de asemenea a continuat, s-a ajuns la momentul 2023, când cei de la USR și cei de la PNL au propus proiecte separate de suspendarea puzului. De ce? Și-au dat seama că e groasă, ca să vorbim pe românește, știau că se apropie alegerile și au spus ok, suntem cumva cu saci în căruță, probabil că și-au spus cei de la PNL și PSD, ok, hai să suspendăm puzul. De data aceasta puzul a fost suspendat. Nu înainte ca viceprimarul Ionuț Rusu să scrie, să le spună celor de la USR public faptul că, uite, dacă nu era PNL, nu se întâmpla acest lucru. Fără să le spună oamenilor că PNL și PSD s-au opus în 2021, că tot acest haos urbanistic ar fi putut să fie rezolvat din 2021. Nu spune nimeni
să nu se construiască în palazul mare, dimpotrivă, dar să se construiască ținând cont de blocurile care sunt acolo, de modul cum se circulă în palazul mare, sunt niște străduțe foarte mici, de aglomerația care se creează pe tot timpul zilei, dar mai ales dimineața și după amiaza, seara, când vin și pleacă oamenii de acolo. Dacă PSD și PNL ar fi votat acel proiect de hotărâre de Consiliul Local, nu s-ar fi întâmplat asta. Primarul, Virgil Chițac, le-a spus locuitorilor, pe care i-a primit în audiență la un moment dat anul trecut la primărie, le-a spus așa: nu cred să fi dat vreo autorizație de construire în această perioadă. Ba să credeți, oameni buni! Blocul pe care l-ați văzut în imagine este numai unul dintre cele care a primit autorizație în această perioadă când puzul ar fi putut să fie suspendat. Nu este singurul. Locuitorii de acolo au identificat pe site-ul primăriei, nu-i niciun secret, cam 20 de astfel de autorizații de construire, 20 de blocuri. Unele dintre ele, o să vedeți, sunt construite anapoda, pe străzi care fie nu există, și vom vorbi despre asta, fie nu sunt asfaltate, fie există străzi, dar sunt lipite de blocurile de lângă, așa cum ați văzut. Ce fac locuitorii? Ce pot face? Păi nu prea au ce să facă. Fac presiune asupra oamenilor politici să oprească puzuri și în cele din urmă, v-am spus, s-a votat acest lucru, dar se trezesc cu astfel de blocuri ciupercă, nu știu cum să le spun, care apar lângă blocurile lor. Altă soluție n-au decât să reclame la autoritățile locale, să reclame la ISC. Chiar dacă au pereții crăpați, ISC spune că e totul în regulă. Probabil că trebuie să cadă blocul ca să constate cineva că da, s-ar putea să fie o problemă. Un moloz de cărămizi sau de becea nu înseamnă totuși o locuință în care poți sta. Mai cheamă și poliția locală din când în când și să vă invit să vedeți câteva imagini pe care prima dată am crezut că sunt trucate. Crezut că cineva le-a modificat, le-a alterat electronic pentru că nu mi-a venit să cred că se poate întâmpla așa ceva. Un locuitor de pe Ionel Teodoreanu, dacă nu mă înșel, din Palazul Mare, a sunat la poliția locală și a zis: doamnelor, cineva construiește lângă mine fără să respecte autorizația de construire, care e publică, se poate consulta, se apropie foarte mult de casa mea, există riscul să-mi cadă gardul, una peste alta veniți și verificați. Bun, cum verifici dacă o groapă, săpată, are dimensiunea de, să spunem, 9 metri și are o distanță de 70 de centimetri de la gardul tău? Păi, să vedem în imagine. Nu știu dacă râdeți sau nu, dar e de plâns, să știți. Nu una, ci două doamne de la poliția locală, cred că avem numele lor, da, nu contează, am văzut și procesul verbal, măsoară la pas. Probabil așa, să se verifice una la alta. Măsoară la pas și spun omului: domnule, să știi că e bine, distanța e bună, sunt vreo 9 metri acolo. Culmea este că măsoară la pas și distanța față de gardul de lângă și își dau seama așa, încărțate cu bocani sau cu ce erau, că nu 70 de centimetri sau 60. Deci știu diferența la 10 centimetri față de gardul de lângă. Eu nu știu, s-o fi inventat vreo ruletă. N-are poliția locală bani de o ruletă, o donăm noi, cei de la Tomistev. Dau eu bani din buzunar pentru ruletă. Sunt și metode mai evoluate de măsurare a distanței. Da? Poate vorbim cu cei de la NASA să ne dea, nu știu ce trebuie să ne dea. Dar nu cu pasul. Nu cred că așa se măsoară, cu pasul. Ba mai mult, cu pasul și-au dat seama și de adâncimea gropii, care e de vreo 2,5 metri. Nu știu cum au mers. Cum au fi făcut să măsoare și asta? E bine, cetățeanul de acolo, care a făcut reclamația, a primit, după cum v-am spus, o înștiințare de la poliția locală, prin care îi se spune că e totul în regulă, totuși cel care construiește a primit o amendă, ca să nu plece poliția cu mâna goală, pentru depozitarea necorespunzătoare de deșeuri, lucruri care sunt convins că l-a făcut pe cetățeanul care a reclamat să fie exaltat. Va avea terenul curat, de aici se va ridica un bloc lângă gard, lângă casă.
De multe ori lucrul acesta poate fi explicat legal. Știți ce spune un investitor? Domnule, a făcut studiu de însorire, are o oră și jumătate de lumină în cameră pe zi, gata, ne-am spălat pe mâini. Nu cred însă că vreți să aveți un bloc lângă o casă, chiar dacă vă intre soarele o oră și jumătate pe zi, din mai multe considerente. Lipsă de locuri de parcare, gălăgie și așa mai departe. Ca să nu mai vorbesc despre pereți fisurați. Da, haideți să vedem și documentul. E documentul 4, documentul redactat de către cei de la Poliția Locală. Bun. Cele două doamne polițiste au constatat realizarea unei săpături pe aproximativ 250 de metri pătrați, au luat-o la pas și au dat seama, cu adâncimea de aproximativ 3,20 metri, poziționată la o distanță de aproximativ 0,70 de metri față de limita de proprietate sudică și la aproximativ 9 metri față de cea estică. Am terminat cu acest subiect. Dacă așa se măsoară în municipiul Constanța dimensiunile, dacă așa se rezolvă o reclamație, s-ar putea să ne merităm soarta. Ești în căutarea unui loc de muncă? Polarisem Holding Constanța angajează șoferi autogunoiere. Dacă ai permis de conducere categoria C și atestat profesional de muncă, te încadrezi în cerințele noastre. Oferim 5.000 de lei salariu brut plus bonusuri în funcție de performanță, tichete de masă și asigurare privată de sănătate. Dacă ești interesat, aplică pe adresa resurseumane@polaris.ro. Informații suplimentare la telefon 0241 548 700 sau 0241 548 711. Bun, tot în Palazul Mare se întâmplă, vorbim mult despre Palazul în această perioadă, pentru că acolo sunt multe terenuri unde se mai poate construi, nu e distrus chiar totul. Tot în Palazul Mare se întâmplă ceva interesant, o să vedeți și alte construcții, ba și unele investiții ale primăriei, investiții în asfaltare, de pildă. Primăria Constanța a dorit să asfalteze strada Rozelor. Strada Rozelor este o stradă îngustă de 3 metri care se află în spatele Registrului Comerțului. Deocamdată nu este folosită, poate trec niște camioane pe acolo, am fost în zonă, e noroi, repet, are numai 3 metri lățime, nu prea ai ce să faci cu ea. Acolo însă, o firmă importantă din Tulcea, Cambela Prod, vrea să ridice un bloc de mai multe etaje. Primăria a vrut să o asfalteze, a retras apoi proiectul pe motiv, spune primarul, că ar fi fost cumva rușină să asfalteze numai niște petice, ar fi râs și CNN-ul de ei, vor să exproprieze terenul stânga-dreapta ca să creeze o stradă adevărată acolo pe care să poți circula. Ideea este foarte bună, mi se pare însă că strada aceea, sau nu o spun eu, o spun locuitorii, are rolul de a-l ajuta pe investitor să facă un bloc de 6-7 etaje acolo. V-ați muta într-un imobil de 7 etaje știind că aveți în față o străduță de 3 metri pe care este greu să o folosiți, e greu să intrați, e greu să ieșiți? Probabil că nu, mai ales dacă e stradă de noroi. Dacă faci însă strada înainte, s-ar putea să fie mai, nu știu, să vă doriți să vă mutați acolo. Nu e rău însă că face primăria așa, așa ar fi trebuit să facă de ani de zile și primăria și conducerea trecută a primăriei și aceasta. Spunea în dezbaterea de astăzi, în ședința de astăzi a Comisiei de Urbanism arhitectul Ionică Bucur, unul dintre profesioniști din oraș în ceea ce privește arhitectura și urbanismul, spunea un lucru, că a stat de vorbă cu un specialist din Geneva acum mulți ani, care i-a spus cum stau lucrurile acolo. Dacă cineva are câteva loturi de teren, primăria nu-i spune, da, tu poți să construiești acolo și vedem noi ce facem pe loturi de lângă. Nu. Îi pune pe cei care au terenuri să se adune, să-și pune terenurile la oaltă, fac apoi un proiect comun care să arate bine, care să fie integrat, care să aibă străzi, care să aibă spații verzi și așa mai departe și abia apoi li se oferă o autorizație de construire ca să arate așa totul așa cum ar trebui să arate. Era să spun ca în povești, ca într-un oraș normal, nu ca în povești. La noi lucrurile se întâmplă, după cum ați văzut, invers. Face cineva un bloc, mai trântește unul lângă, nu tu spații verzi, nu tu nimic. Deși sunt și excepții, poate vorbim și despre acestea. Vă mai dau un exemplu înainte să ajung la subiectele zilei, care înseamnă
blocuri de 20 și ceva de etaje și biserici în cartiere noi. Încă un exemplu pe care vă rog să-l urmăriți este pe Aleea Universității, unde avem deja câteva blocuri construite de către unii apropiații PSD-ului, niște blocuri frumoase, scumpe. Ei, lângă ele a mai apărut o groapă. Acolo se va mai construi un bloc. O să vă las pe dumneavoastră să vedeți dacă este prea aproape sau prea departe groapa aceasta față de blocurile deja construite. Bun, ați văzut unde se va construi un bloc, acum decideți dumneavoastră dacă v-ar plăcea să locuiți într-unul dintre blocurile care se învecinează cu noua groapă. Înainte de a merge mai departe, vi-l mai arătăm o dată să vă arăt zona, de fapt, unde se va construi blocuri de pe zonele lor, despre care vorbeam mai devreme. Vă arată imediat Cătălin. Aceasta este strada aceea de 3 metri. În stânga sus se vede puțin din registrul comerțului. În spate ar trebui să se construiască un bloc de 7 etaje, dacă nu mă înșel, și calea de acces este noroiul ăla pe care îl vedeți acolo, mă scuzați că mă exprim așa neacademic, stradă care va trebui asfaltată cumva de către Primăria Constanța ca să poți să faci un bloc și să se și vândă, nu-i așa? Rămâne de văzut cum, dacă vă uitați aici în imagine, vedeți că avem gardul Registrului Comerțului pe o parte și pe cealaltă parte avem niște transformatoare, cutii, trafă, e cam complicat să le muți acolo și să le muți de acolo și foarte scump. Dacă nu le muți, nu prea ai acces. Strada pe care o vedeți sus iese în Bulevardul Tomis, care a fost făcut cu o limită de 50 de km la oră, tocmai pentru a putea construi acolo, pentru a putea ieși din cartier, un lucru bun. Dacă nu construim în afara orașului, unde Dumnezeu să mai construim? Nu e rău că se construiește în afara orașului, spre Ovidiu, spre Palazul, spre orașul se dezvoltă. Dar poate că nu e bine să faci 7 etaje pe o stradă de 3 metri. Sau o faci, dar numai dacă e sigur că au pe unde să iasă sau să intre mașinile. Bun. Următorul subiect este extrem de important. Vorbim despre un proiect care va schimba cumva, va schimba cu siguranță, nu cumva, fața orașului. Știți fosta bază are ATC, probabil, dacă sunteți așa puțin mai bătrâni. Este amplasat undeva lângă stadionul Farul, între stadionul Farul și Parcul Tăbăcărie, cu intrare de pe Sovejdea și de pe strada Chiliei. Deci o zonă foarte bună a orașului, lângă mall, lângă singurul parc adevărat al Constanței. Acolo niște spanioli doreau pe vremea lui Mază să ridice turnuri de 24 de etaje. N-au mai făcut-o, a venit criza, au fost probleme, primarul Constanței ne-a promis în campania electorală și după că va face în acea zonă un bazin de not olimpic, este aproape de stadionul Farul, de stadionul de rugby, deci pare potrivit acolo și nu e deloc o idee rea ca municipiul Constanța să aibă un bazin, mai ales un bazin olimpic. O să spun și asta. Nu era nici propunerea PSD-ului, a lui Costin Răsăuțeanu, de a face un bazin pentru copii și pentru persoanele în general, mă scuzați, cu dizabilități. E o idee foarte bună, s-ar fi putut face acolo. Nu. Acolo se discută deja despre apariția unui nou cartier. Astăzi, când înregistrăm noi emisiunea și este joi, a avut loc o prezentare a proiectului în ședința Comisiei de Urbanism și acolo s-au putut vedea detalii despre proiect. Aveți o imagine surprinsă din timpul dezbaterii, așa va arăta. Ei bine, observați un bloc mai înalt, nu sunt mai multe, este unul singur, de vreo 24 de etaje, cel din centrul imaginii, și cartierul se continuă pe o suprafață destul de mare. Ce va apărea acolo?
un cartier rezidențial. Cei care l-au proiectat spun că vor fi, și mă scuzați, informațiile sunt proaspete, trebuie să le citesc, mi le-am notat. Vor fi acolo un număr maxim de 5800 de rezidenți, sunt 2074 de unități locative în care vor locui cam 5800 de rezidenți, spun ei, la care se mai adaugă încă 1000 pe timpul verii. Vor fi în perioadele de trafic maxim, dimineața sau seara, în special seara, 1446 de intrări și aproape tot atâtea ieșiri. Investitorul este Canberra Prot, cel despre care am vorbit mai devreme. L-ați văzut în poză și pe Tănase Bela, care este administratorul, proprietarul firmei. Canberra Prot, să-l mai vedem o dată, Cătălin, te rog. Canberra Prot a avut în anul 2022 cifra de afaceri de peste 1 miliard de lei. Cred că e pe locul 34 în România, după cifra de afaceri din cereale, comerț cu cereale și așa mai departe, o companie foarte bogată. Ne întoarcem la Puzu de pe baza fostului RATC. Acolo investitorul spune că mai vrea să construiască surpriză o biserică, nu se știe încă cine va fi ctitorul, dar este prevăzut acolo, și poate o școală. Când a întrebat cineva din comisie unde va fi școala exact, i s-au arătat niște blocuri de 8 etaje. Nu se știe unde va fi sau dacă va fi școală sau grădiniță. Cert este că nici n-ar fi foarte mare nevoie de o școală, pentru că mai sunt câteva în zonă 3-4, dar oamenii s-au gândit că la 5800 de locuitori poate e nevoie măcar de o grădiniță. Asta se întâmplă sub fumul acesta al campaniei electorale, al lucrurilor politice care sunt așa în plină vâltoare. Avem și chestiuni din acestea, investiții pe care poate le trecem cu vederea, dar care, iată, vor schimba fața orașului. Să vă mai povestesc despre o investiție pe care vreau să o fac o altă firmă, VDT Constructing PXRL, o firmă de construcții destul de mare. Oamenii vor să construiască, și s-a discutat tot joi în ședința, în Comisia de Urbanism, niște blocuri de P+9, undeva pe Bulevardul 1 Mai, nu e centrul orașului, mai există blocuri de 9 etaje acolo, dar reglementările actuale nu le permit să construiască decât P+1 acolo. Asta înseamnă un CUT de 0,7. CUT înseamnă coeficient de utilizare a terenului. Cât de mult construim pe teren, inclusiv pe înălțime. Deci coeficientul de utilizare a terenului este 0,7. Poți, în mod normal, să ceri o derogare să mai ai 20% în plus, asta înseamnă 0,84. Oamenii vor un CUT de 3,5. Adică în loc de P+1, vor P+9. Ama, nu-i nimic că vor, e treaba lor. Poate compania SRL vrea să facă profit și cu asta basta. Au fost întrebați ce se întâmplă cu casele de lângă, blocurile de lângă. Am realizat un studiu de însorire, au spus ei, și am constatat că nu sunt probleme. Deci dacă ți apare un bloc de 9 etaje lângă, nu sunt probleme. Au spus că sunt blocuri de P+8 în zonă, da, dar zona lor efectivă e de P+1. Altceva mi-a atras atenția și vă rog să urmăriți așa cu atenție. Domnul care prezenta proiectul a spus așa: trebuie să asigurăm un confort al comerțului pentru cetățenii din zonă. Repet, trebuie să asigurăm un confort al comerțului pentru cetățenii din zonă. Ce înseamnă asta? Adică oamenii trântesc un bloc de 9 etaje, nu se știe unde vor parca mașinile, trebuie să faci 1,2 locuri de parcare pentru fiecare apartament. Dar evident că vor fi mai multe. Sunt niște probleme acolo, vom discuta, inclusiv cu blocurile deja construite, care se pare că au parcare peste bulevard. Două blocuri vor să construiesc, că vor avea la parter niște spații comerciale. Ni se spune așa, sau li se spune oamenilor, că e bine să trântim blocurile astea de 9 etaje, să le construim, să le ridicăm, să le edificăm, cum vreți să spuneți, pentru că va fi mai bine pentru cei din zonă. Vor avea la parter niște spații comerciale. Ce poate să aibă? Poate o farmacie, o alimentară, niște săli de pariuri, jocuri de noroc. Că asta se întâlnește foarte des. Dacă te duci la Trocadero, e plin de farmacii și de jocuri de noroc. Cred că locuitorii de pe 1 Mai sunt foarte mulțumiți, sunt extaziați că le va apărea la parterul blocului de lângă o sală de jocuri de noroc. Sau chiar o alimentară. Ar trebui întrebați. Evident, există și pasul acesta obligatoriu de consultare a populației.
Nu e totul așa de negru în Constanța. În aceeași comisie de urbanism s-a prezentat un proiect, sincer, nu am prins numele firmei, dar nici nu contează, undeva în afara orașului, spre Valul lui Traian, este un teren intravilan acum, unde oamenii vor să construiască un proiect imobiliar care să includă parcuri, care să includă zone de agrement. Chiar membrii comisiei au spus că este un proiect foarte frumos. Ba chiar au spus așa, prea frumos pentru Constanța. De ce? Pare un proiect scump, oamenii nu își vor permite probabil să-l cumpere și nu este un proiect care se adresează celor din alte orașe musai pentru că nu este la malul mării. Oamenii vor să construiască un lac acolo, ceva, ceva frumos. Se pot face, iată, și lucruri frumoase în Constanța. Ce trebuie să facem noi? Să urmărim ce fac politicienii, să le urmărim promisiunile și când mergem la vot să vedem cu ce votăm. Constanța trebuie să se dezvolte, nimeni nu este împotriva construirii de zone rezidențiale, de blocuri noi, dar trebuie să o facă într-un mod ordonat, corect și cu grijă față de cei care deja și-au construit blocuri lângă și cred că primăria mai are obligația, înainte de a se gândi la unde mai autorizează blocuri, să se gândească și la ce face ea pentru locuitorii orașului, pentru noi, la investiții pentru binele public, la parcuri și parcuri industriale, de ce nu și așa mai departe. Asta este altă poveste despre care vom vorbi. Nu avem prea multe de vorbit despre investiții de primărie, dar o vom face într-o emisiune viitoare. Mulțumesc că v-ați uitat!